Eveniment religios important duminică într-o comună din județul Botoșani. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de preoți, au oficiat slujba de sfințire a bisericii din satul Buzeni, iar la finalul slujbei, înalt preasfințitul Teofan i-a îndemnat pe chemați de credință, oamenii din comună, dar și din alte localități, au venit să se roage la Dumnezeu, să aprindă lumânări și să treacă prin altarul bisericii. Au ales să vină mai întâi la biserică și apoi să meargă la vot. Am venit la sfințirea bisericii, se sfințește acum că o gătit-o pe afară, până într-o gânui gata, nu-i pictura făcută. Și-o mai sfințit odată când s-o clădit. E important momentul pentru sat? E important, sigur că e important. N-a s-a făcut biserică nouă, preotul tânăr, o venit și-o dat interesul. Referendul, da, și referendul votăm, că nu avem ce face. Referendul e important în dreptul lui și sfințirea e în dreptul ei. Și să facem, asta e. Foarte important, foarte important. Avem împlinirea de a să sfințe o nouă biserică, care este necesară pentru creștini. Al doilea motiv este și cu ziua referendumului o venit odată, care se definește familia tradițională și pentru asta mulțumim Tatălui Ceresc pentru toate cele necesare. Da. Și să fie sănătoși pentru pace, pentru liniște, pentru bună credință între oameni. Foarte important. Eu la sare de la Dumnezeu, liniște simt în suflet, așa de că a făcut părintele nostru și de Dumnezeu sănătate. Câți preoți au fost în satul ăsta, nu a făcut nimeni și a făcut el în câțiva ani de când e aici. Foarte, foarte bun preot avem. Dumnezeu să-i dea sănătate, altceva și să vă mai spun. La referendum, nu? De acum. Ieri nu ne-am dus că a fost cu treburile, de acum, deci, când mergem acasă, trecem și pe acolo. Și vom vedea noi ce am mai votat și acolo. La finalul slujbei, înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, i-a îndemnat pe credincioși să meargă și să voteze pentru familia tradițională. Dar cu certitudine, toți cei de față care nu ați fost încă la secția de vot, veți merge după amiaza aceasta ca să ne mărturisim credința, să ne mărturisim crezul nostru, să arătăm în primul rând pentru noi înșine ceea ce considerăm că este bine pentru a primi, ceea ce este rău pentru a îndepărta, pentru ca Dumnezeu să-și arate în continuare puterea sa în viața noastră, în viața bisericii, în viața Moldovei, în viața Europei, în viața lumii. Având această încredințare, îl rog pe Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, cu familii adevărate, cu înțelegere în casă. După sfințirea bisericii, sutele de credincioși au trecut prin altar. Biserica din Buzeni a fost construită pe locul unei biserici vechi din anul 1918. Lucrările la noul lăcaș de cult au început în anul 2009 de către preotul Claudiu Ionescu.